Joană își așteaptă în seara asta sentința de divorț de PSD. Este încă în desfășurare o ședință cu final previzibil pentru mulți. Al doilea om în stat are de partea sa doar câțiva președinți de filiale, însă mai bine de trei sferturi dintre liderii locale ai socialdemocraților au fost convinși, se pare, să voteze pentru excluderea lui din partid. Ce faceți? Socialdemocrații din toată țara au fost convocați la București să decidă dacă îl mai vor coleg pe Mircea Joană, încă al doilea om în stat. Sunt în contest cu colegul meu. Depinde și ce spune astăzi. Depinde cum ascultăm, depinde ce răbdare avem. Joană și-a petrecut ziua decisivă pentru viitorul lui socialdemocrat în biroul de la Senat, biroul de președinte din care vor să-l mute colegii de partid. L-au vizitat câțiva primari din Dolj, încă fideli. Niciodată nu voi mă voi despărți de PSD, pentru că PSD-ul nu reprezintă o mână de liber, ci reprezintă sute de mii și milioane de oameni. Joană și-a făcut campanie până în ultimul moment. A făcut turul de onoare și și-a salutat colegii, cei drept, nu pe toți. M-ați pregătit apărarea, domnule Mircea Joană. Și apărarea, domnule, pentru ce? În comitetul executiv, 38 din cei 48 de lideri de filiale primiseră instrucțiuni ferme să aprobe excluderea fostului președinte. Exact cum am declarat și în numele organizației județene, pentru excludere. Au fost și șefi de organizații care nu s-au lăsat convinși așa ușor. Am un mandat clar din partea organizației județene să votăm pentru unitatea partidului, împotriva dictaturii, voi vota clar împotriva excluderii lui Mircea Joană. Fac apel la Unidescu și la Adrian Năstase că astăzi să fie foarte atenți, că cred că ceea ce se întâmplă acum va fi decapitarea PSD-ului în următoarea perioadă. În sală însă Năstase îl ignoră pe Joană, iar Iliescu dezminte știrile pe surse care îl plasau în tabăra susținătorilor. Am constatat vehicularea unei informații false. Mi s-a atribuit că aș fi declarat că am de gând în cadrul Comitetului Executiv să propun nu știu ce în legătură cu sancționarea domnului Joană. E un fals. Am fost și eu întrebat imediat cum comentați ce a zis domnul Iliescu și am zis unde a zis domnul Iliescu. Ha, bine, m-am lămurit. Nu înseamnă că n-a zis. Deliberările s-au purtat însă în spatele ușilor închise, iar lui Joană i s-a cerut încă de la început să cedeze președinția Senatului în schimbul păstrării în partid. Ofertă refuzată pe loc. Andreea Dumitrache este la Palatul Parlamentului, acolo unde are loc ședința decisivă pentru Mircea Joană. Andreea, bună seara! Vreo veste dincolo de uși despre vot? Bună seara, deocamdată nicio veste, votul se pare că este în desfășurare. Este o ședință cu scântei de mai bine de două ore. Niciunul dintre cei 58 de membri ai Consiliului Executiv nu au ieșit din sală. Au luat pe rând cuvântul și au spus dacă sunt sau nu de partea lui Mircea Joană. De partea lui s-au pronunțat aproape 9 șefi de filială, potrivit unor surse de acolo. Însă va fi un vot secret, vom vedea atunci ce vor spune cu toții. Este nevoie de votul a 39 de delegații ca Mircea Joană să fie exclusă din funcție. Potrivit surselor, Mircea Joană este ca și plecat din Partidul Social Democrat. Automat el va pierde și funcția de președinte al Senatului, dar din cauza unor neînțelegeri în biroul permanent ar putea să mai rămână o vreme până la numirea unui interimat. Așteptăm să vedem care va fi votul exact, Andreea. Mulțumesc. Ucigașul călugărului din